Bine ați venit la Școala de Toxici! Locul în care unii dintre cei mai toxici copii din comunitatea de Stumble Guys vin pentru a învăța cât mai multe lucruri și pentru a-și reglementa comportamentul pentru a nu mai fi răi. Scopul meu ca profesor este să educ pe elevi prin activități distractive și captivante, prin care pot învăța mult mai ușor lucruri elementare despre Stumble Guys, viața reală și a nu mai fi toxic. Hai să începem cu prima zi de școală, la Școala de Toxici! Asta zici ca o reclamă de aia publicitară la desene animate. În sfârșit, primul meu job, sunt profesor la o școală. Ce-i mai minunat decât să fii profesor la o școală? Dar este o problemă, ci că școala asta se speculează că ar fi o școală de copii mai nebuni, mai toxici, și nu știu cum o să am de-a face cu ei, pentru că trebuie să-i instruiesc, trebuie să-i fac în așa fel încât să nu mai fie toxic, să fie toți prieteni. Haideți totuși să mergem și noi la prima noastră oră, că chiar sunt curios cum o să fie, chiar sunt curios cum mă descurc ca un profesor, deoarece n-am mai fost niciodată, este prima oară în viața mea și m-am îmbrăcat și așa frumos, mi-am luat papionul acela frumos, ochelarii frumos, căscuța, adică șapca, pălăria așa. Am și eu acolo cămașa aia frumoasă, superbă așa, maro de la cununia civilă din 97, de când am făcut-o și așa. Și am și eu acolo o curea de aia, bine, mai de firma asta, costă vreo 10 milioane, dar nu mai zicem și așa. Și o borsetă asta e după vremea lui tataie și da. Haideți totuși să mergem și noi acum frumos. Chiar sunt curios cum o să fie. Sper totuși să nu fie o școală de nebun, să nu fie nebun copiii ăștia. Dar bă, da, bă, ce bă acolo? Mamă, ce bă aia, bă, cred că mamă, deci nu cred că am ajuns bine, dar totuși hai să vedem. Mă uit-l pe ăla acolo urcasul, mamă, deci nu știu ce am de-a face cu copiii aceștia. Pentru că, uitați-vă, eu pe unde trebuie să trec, eu trebuie să-mi pun viața în pericol. Eu dacă fac un pas greșit, eu o să mor și cam atât o să fie. Sper să nu se întâmple treaba asta, pentru că mai ales acum când e prima mea zi, adică ar fi cea mai ghinionistă zi a unui angajat, pe bune, adică atâta zic. Haideți să trecem la prima noastră oră, să sperăm că o să fie o oră bună și nu o să fie nevoie de întăriri cu copiii ăștia problemă, că am înțeles că sunt copii problemă. Hai să mergem, mamă, deci îmi pun viața în pericol să trec de obstacolele astea, dar gata, hai să mergem acum. Bună ziua, copii. Bună ziua, copii. Bună ziua, bună ziua, bună ziua. Bună ziua. Eu sunt. Bă, da, voi sunteți așa energici, foarte energici sunteți voi. Bă, nu mai da. Alo, 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 alo. Gata, gata, mamă. Mamă, deci mamă, copiii ăștia sunt cam problemă, sincer. Fiți atenți, copii, hai să stăm puțin liniștiți, că vreau să vă zic ce trebuie să faceți voi astăzi. Stați liniștiți, vă rog, liniștiți. Mamă, eu n-am ce să fac cu copiii ăștia aici, sunt copii problemă. Bun, copii, haideți să mă prezint și eu și vreau să vorbesc după și cu voi, să vă faceți și voi prezentarea și după vreau să vă întreb ce v-a făcut să alegeți voi să veniți la școală și așa. Nu știu, prima oară vreau să vă zic așa, sunteți bucuroși că ați ajuns la școală? Nu! Mamă, nu. Sincer să fiu cu voi, așa eram și eu, nici eu nu prea eram bucuros, dar cu mine eu zic că o să vă placă, deoarece am fost ca voi și sunt, eram cam același copil ca voi și cred că o să ne înțelegem de minune, eu așa sper. Bine și eu. Ok, numele meu, să vă zic așa, să fac o prezentare. Ca să vă zic, este prima oară când sunt în această profesie, este prima oară când lucrez și prima oară când sunt la niște copii aici să fiu profesor. Deci, să vă zic așa, n-am foarte mare experiență, dar să sperăm că o să ne înțelegem foarte bine în timp și o să vă zic eu că o să fie totul bine, deoarece am multe surprize pentru voi în viitor și chiar sunt curios dacă o să vă placă. Ce credeți de această, de ce ați auzit? O să vă placă oare? Nu, că lui ăsta îi pun lipici pe scaun. Mamă, bă, alo. Bă, copii, gata, hai că, hai că, bă, bă. Bă, copii, gata, că așa eram și eu, dar nu mai. Hai să fim și noi puțin, măcar ora aceasta o să vă placă, eu vă zic că cu mine o să vă placă și o să vă fac să fiți și voi mai cuminți. Fiți atenți, hai să... O să ieșim afară, o să mergem și la ora de sport. Gata copii, că mergem și la ora de sport, o să vă fac foarte multe activități, vă duc și la tobogan, v-am zis așa de dinainte ca să știți să vă cumințiți. Gata, nu vă mai loviți, nu vă mai loviți că nu o să vă mai duc la tobogane și la astea niciodată, ca să știți. Gata copii. Gata, stați cuminți. Puneți-vă toți în linie. Haideți să mă prezint și eu, că nu v-am zis încă cum mă cheamă și câți ani am. Păi, să vă zic, numele meu este Rafaele și eu am 27 de ani. Vreau să vă faceți și voi prezentarea, să vă iau pe fiecare pe rând. Cred că o să încep din partea asta stângă, și o să vă iau pe fiecare pe rând.
trec așa frumos în partea asta, după vin cu băiatul din spate blond, dar băiatul din spate ce, ești la ora de sport, deja te-ai pregătit pentru ora de sport? Da, n-am haine de aia. A, n-ai haine? Păi lasă că o să-ți dau eu, dacă ai nevoie, punem noi bani la fondul clasei și o să-ți cumpărăm haine dacă ești mai sărăcuț, așa, nu-i nimic, că și eu am fost ca tine. Am haine, dar mă duc la fotbal după ce am. A, te duci la fotbal, am înțeles. Bun, deci haide să nu mai stăm așa foarte mult, că pierdem timpul, pierdem ora, o să treacă ora aceasta și vreau să vă prezint și voi. Acum, băiatul acesta cu șapcă, cu tricoul acesta galben, vreau să îmi spui cum te cheamă. Capa. Te cheamă Capa? Da. Și câți ani ai? 10. 10 ani ai? Și ce te-a făcut să vii la școală, la această școală de toxici? M-a pus mama, nu eu. A, te-a pus mama ta? Și știi cam ce o să se petreacă aici, ce trebuie să faci? Dar doar vreau să-i bat pe colegii mei. Atâta. Bă, nu trebuie să fiți așa, pentru că hai să vă zic la toți, ca să fiți așa la curent cu treaba. Bă, alo, gata. Scopul meu la această școală este să vă fac cât mai multe activități care o să vă placă și așa, dar pentru asta trebuie să fiți cuminți și ăsta este scopul, ca să vă fac să vă cuminți, să fiți niște oameni mai normali și să ajungeți și voi oameni de succes în viață, să nu mai fiți așa copii, pentru că odată ce înaintați cu vârsta, o să vă dați seama că nu prea era bine ce făceați voi când erați mici și chiar vreau să vă îndrept spre calea aceea dreaptă. Ok. Deci ai spus că te cheamă Capa și ai 10 ani, corect? Ce pasiune ai? Ce-ți place să faci tu în timpul liber? Te duc basket. Yeah! Să joci basket? Da. Foarte tare, e bine că faci sport, chiar vă îndemn pe toți să faceți sport. Acum hai să trec și la celălalt și dacă mai aveți voi întrebări după ce vă prezentat, vreau să-mi puneți și voi câte o întrebare, dacă aveți vreo întrebare, chiar sunt curios să vă răspund și așa. Acum băiatul acesta care este îmbrăcat, cred că s-o ce la karate băiatul ăsta. Bă, alo, mamă, băiatul ăsta e karatist. Alo. Alo, copii, gata că copii nu vă mai duc la parcul acvatic, ca să știți dacă faceți așa urât. Nu! Gata, copil. Bă, gata. Paza. Mamă, n-avem pază. Gata, copii, hai să stăm liniștiți să vorbim. N-ai bani de pază. De ce stai acolo? Treci, mă, lângă mine. Păi, copile, nu e școala mea, eu sunt doar angajat aici. Okay, acum tu, cel din față, de aici, puneți-vă la loc. Vă rog să fiți calmi, că vreau să facem și noi aici cât mai frumos să ne prezentăm și după vă las, aveți timp cât vreți voi după școală și gata. Oh, copilul, gata. Ești bine? Gata, nu mai da. Dacă mai dai, vezi că o încurci cu mine dacă mai dai și nu o să vii, o să ai interdicție la parcul acvatic. Deci, nu știu cum să zic. Scuze, nu mai dau. Hai, karatistule, vreau să-mi prezint, să-mi zici cum te cheamă și toate astea. Câți ani ai? Ce pasiune ai? Bine, karatele, cred. Mă numesc Capi și numele de familie e Bara. Cum vrei să spunem, Capi? Capi, da. Și câți ani ai? 10. 10 ani și bănuiesc că pasiunea ta este să fii karatist, karate, nu? Da, karate. De cât timp practici acest sport? De contact. De vreo 2 ani. Mamă, și tu ai zis că ai 10 ani, nu? Adică de la 8 ani? Bun. Chiar e bine. Și... pentru toți. Ai o surpriză pentru toți? Acum sau la final? Acum. Ia să vedem. Prostii băiețelul ăsta nu știe să vorbească. Am adus prăjituri. Ai adus prăjituri la toată clasa? Mamă, ce băiat bun. Uite, mă, uitați copii că... Să fac ceva pe prăjiturile. Dacă nu dai prăjitura, te bat, bă. E bună prăjitura? Ce spuneți, copii? E bună? O să aveți și voi o surpriză la final de oră, dacă sunteți cuminți, dacă rămâneți cuminți, o să aveți o surpriză, dacă nu, nu vă mai fac nicio surpriză. Uite, îți dau inimă. Oh, ce drăguț. Vă mulțumesc, copii, chiar mă bucur că sunteți așa, adică eu sunt dărgașcă cu voi, adică eu vreau să fim prieteni cu toții, că așa trebuie, nu vreau să fiu rău cu voi, dar nici voi nu vreau să fiți prea răi. Acum hai să vorbim. Deci Capa, Capi și acum următorul, cel cu face în cap, cum te cheamă? Pe mine mă cheamă Castorul și numele de familie
ce este toxic. Am 9 ani și îmi place să bat copiii la Fortnite. Hei, mamă, deci tu ești cu calculatoarele? Bă, și eu la vârsta, da. Și eu când eram mic, mie îmi plăcea să mă joc pe calculator și așa. Și chiar știu de jocul acesta de Fortnite, dar s-a schimbat prea mult și nu m-am mai jucat, sincer. A trecut și timpul foarte mult, dar na, ce să mai fac? Și o dronă. Vrei să facem o sesiune de asta în care mă joc cu voi să văd dacă mamă, te bat? Ce te rup, te distrug, frate, nu o dai cu mine. Bine, deci asta este pasiunea ta, nu? Da, 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 eu sunt YouTuber. Ești YouTuber? Wow, cât de tare. Am 5 abonați. Bă, copiii ești... Gata. Păi vă luați în brațe și după vă dați pum, ce înseamnă asta? Uite, trebuie să vă iubiți, uitați așa o inimă din partea mea pentru voi, dacă sunteți cu mine. Domnul, poți să te iau în brațe? Hai copile. Cât ți-a spus că ai? O, ce drăguț e, copil drăguț. Gata. Da, capi. Vrei să mai zic încă ceva despre mine? Spune, capi. Și eu fac YouTube. Și tu faci YouTube? Wow, cât de tare. Da. Am 600 ceva de abonați. Mamă, și tu cât ți-ai n-ai copilul mic, Toxi? Am 5 abonați, mă, păi lasă că o să crești și tu, uitați, puteți să faceți amândoi YouTube împreună dacă sunteți prietenoși. Nu, da. Că m-a bătut, mi-a dat pumnul ăsta. Păi vă împrieteni și o să faceți împreună și o să ajungeți mari toți. Gata, hai să trecem și la băieții din spate, că avem aici un blond care se duce la fotbal după și avem pe unul așa care zici că e din anii 70. Hai să facem prima oară să vorbim cu cel blond. Domnul Müller de la nemți. Păi ăsta e Müller de la nemți, Germania. E Kane, îl cheamă Kane de la Tottenham. Gata copilul, hai. Vreau să-ți faci tu prezentarea, să-mi spui câți ani ai, ce pasiune ai și cum te cheamă. Eu, păi fii atent, pe mine mă cheamă... Mă, băiatul ăsta are vocea, ai vocea cam grosă tu. Păi am 12-13 ani. A, tu ai 13 ani, tu ești mai mare, am înțeles. Da, m-a dat mai târziu la școală. Da, am înțeles. Nu-i nimic, că o să ajungi, o să te fac eu bine, da, să ajungi tu, cât mai tare. Alo, copilo, vezi cum vezi, bă, Toxi. Nu-mi place. Toxi, parcă erai prieten. Parcă erai prietenos. Parcă erai băiat cu minte. Parcă erai băiat cu minte, Toxi. Gata. Doar l-am întrebat că are vocea groasă. Mai spune-mi ceva despre tine. Deci pe mine mă cheamă Spider Dos Santos Aveiro. Spider Dos Santos Aveiro? Nu, Spider Dos Santos Aveiro. Deci Spider Dos Santos Aveiro. Încântat de cunoștință, Spider Dos Santos Aveiro. Și câți ani ai spus că ai tu? 12 sau 13? Eu 13. Și pasiunea ta care este? Eu îmi place să mă joc cu mama lui Capi. Boy. Hai să vezi ce-ți rup eu capul. Nu, ăsta e adevărat, e fake. Ce-ți mai place? Bănuiesc că îți place fotbalul dacă ești îmbrăcat și îți cătești la fotbal, nu? Hei, capa, fii cu minte. Nu fac nimic. Capa, fii cu minte. Și altceva ce poți să ne mai spui despre tine, domnule Dos Santos Aveiro? Nu, Spider Dos Santos Aveiro. Poți să-mi zici Spider. Ok, Spider. Deci fii atent, eu joc la Steaua în Champions League. La Steaua în Champions League? Nu, la Steaua în Champions. Păi da, la Steaua în Champions League. Da, adică în Champions League. Mamă, păi da, Steaua n-a mai ajuns în Champions League de pe vremea mea, de când aveam eu 15 ani. Lasă că eu joc la Steaua, da? Foarte bine, foarte bine să ne duci acolo să ridici cupa acolo, nu? Așa să fie. Da. Deci dacă ridici cupa, o să ai o mare surpriză din partea mea, o să treci și o să fii primul pe clasă. Ok, hai să trecem acum și la ultimul băiat de aici din spate, care este din anii 70. Văd că este îmbrăcat mai negru așa, cred că ține doliu. Ce s-a întâmplat cu tine, băiatul? Scuze. Mamă, cât de nașpa. Mamă. Stai puțin că nu. Nu. Stai că nu mă pot abține. Stai că nu mă pot abține. Stai. Mă retrag puțin mai aici că nu mă pot abține. Mamă, cât de nașpa, băieți, că... Cât de nașpa e că... Aolo, băieți, că... E foarte nașpa, adică că și mie mi-a murit pisica și adică animalele, câini, pisici, atâtea și știu cum e, adică dacă la animale, da, la oameni e foarte nașpa, dar aia e, nu știu, hai să trecem înapoi la copii, să mergem înapoi la copii. Gata copii, gata copii. M-am dus să-mi suflu nasul, că nu e frumos să-l suflu aici alături de voi. Ok,
Băiatul acesta, sincere condoleanțe. Băi, bă, alo. Păi parcă erai. A, tu când ești așa trist că ți-a murit tatăl, da, faci așa oră, nu? Dar fii și tu cu minte că... Bă, taci, mă. Fii cu minte că, uite, tatăl tău se uită acum la tine din ceruri și dacă te vede așa, nu o să fie mulțumit de tine și o să-l superi. Nici eu nu sunt mulțumit de mine, de ea m-am îmbrăcat așa în negru ca să fiu mai scos în evidență, că păi, altfel nimeni nu se uită la mine. Da, cum v-am zis și eu la început, copii, hai să trec aici în față să vorbesc cu toată lumea acum. Cum v-am zis și eu la început, ce se iau ăștia în brațe acum, sunt prietenuși. Ia uitați-i. Cum v-am zis și eu la început, scopul acestei școli este de a vă face să fiți și voi niște copii mai buni, să nu fiți așa răi, să vă învăț pe tot. Uitați ce dansează băiatul acesta, uite, are mișc. Că ăsta e dansator. Bă, dar tu n-ai zis că ești dansator. Ce ai zis că faci? Fortnite sau ce ai zis că faci? Da, eu mă joc Fortnite. Este un dans din Fortnite. De-aia știu să-l fac. Ok, hai să trecem înapoi la băiatul acesta. Deci spune-mi cum te cheamă, ca să știu și cât să ne-ai și care este pasiunea ta. Ei bine, pe mine mă cheamă Alex. Am 18 ani. Cât să ne-ai? Că n-am înțeles. Îmi cer scuze, am 11 ani. 11 ani, ok. Și te joci Stumble Guys? Da. Asta e pasiunea ta? Da. Sunt unul global. Mamă. Ești cel mai bun? Mă. Băi, vă jucați Stumble Guy? Voi vă juca jocul acesta? Eu sunt unul local. Păi și el chiar e pe locul 1 global sau minte? Nu, e slab, l-am bătut. Mamă, vezi că nu... Fii atent, băiatul, vezi că, ca să zic așa, fiți atent, potoliți-vă puțin, vreau să-i spun ceva, să vă spun de fapt la toți treaba asta. Deci fiți atenți, copii, să vă zic așa, cu minciuna și cu treburile astea nu prea merge, adică și cu copiatul și cu astea nu prea e bine să-l faceți așa de mult, dar o să ne înțelegem noi că o să fie foarte bine, o să vă zic eu că o să fie foarte frumos. Deci cam atât a fost astăzi, vreau să puneți-vă la loc, că vreau să văd dacă v-am reținut numele la toți. Hai să vedem, puneți-vă cum ați fost, ca să știu, dă-te mai aici tu, karatistul, așa. Deci, primul... Hai, gata, că vreau să văd dacă v-am reținut. Să-mi spuneți dacă este adevărat. Deci, tu ești Capi. Bă, stai-mă acolo. Nu, tu nu ești Capi. Stai acolo. Tu ești Capa și ai 10 ani, ai spus, corect? Am ghicit, bă, dar nu mai fi așa fericit. Ok, tu, hei, karatistule, trecem cu așa. Tu ești Capi, care ți se mai spune și Bara ca nume de familie. Și ai 11 ani? Sau câți ani ai spus că ai? Bine, dar vârsta nu, e 10. A, 10, ok. Și tu ești Toxicastorul și ai 9 ani, parcă nu? Ești deștept. Păi da, am ajuns profesor la voi aici să vă predau, să vă învăț și voi pe voi cât mai multe lucruri bune. Ne prezint și alea. Nu, eu o să fiu profesorul vostru. O să facem mate cu tine? O să facem lucruri mult mai interesante, mult mai distractive pentru voi. Ei, fără mate! Bine. Poate o să fie și mate, dar ceva foarte, foarte simplu. Bine. Ceva de care aveți nevoie și uite, și e la karate, și e la fotbal, ca să știți. Dai și mie V-Bucks dacă răspund corect? Vrei să... Fii atent că... Opa, așa o să fie notele, să fie notele pe V-Bucks și pe gemuri. Haideți că o să facem așa. O să facem așa, copii. Pentru voi. Că eu sunt prea bun la Fortnite și îmi dau ăștia de la Epic Gameses. Dar cum e? Hei, vezi acolo cum vorbești că nu o să vă... O să... Vedeți că dacă mai sunteți așa răi, nu o să mai fie pe gemuri și o să fie pe note normale. Auzi, prostule, pe note. Ce ai cu mine, frate? Gata, puneți-vă. Băiatu, pune-te la loc. Deci o să fie pe note. Notele astea o să fie transformate în gemuri. Acum hai să mă duc și în spate. Deci tu ești Spider Dos Santos Aveiro, ai 13 ani și tu ești Alex și ai 12 ani, corect? Nu, am 11 ani. 11 ani, am greșit. Ești foarte mare. Acum vreau să văd dacă ați reținut voi câți ani am eu și cum mă cheamă. Deci tu ai 25 de ani, nu-i așa? Nu, bă, prostule, are 27. Nu. Da. Are dreptate băiatul care a spus 27, deci am 27 și cum mă cheamă? Da, corect, copii. Deci să vă zic, cam atât a fost și ora pe ziua de astăzi. Profesor, da.
Da, spune. Aracet sau picătura? Picătura. Bine. Picătura ce lipește, nimic nu deslipește. Ok, copii, stați cu minți că vreau să vă zic așa de final, pentru că ora se cam încheie, nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Vreau să vă întreb dacă mai aveți vreunul dintre voi. Să comini, o iau pe mai câta undeva. Mai are cineva vreo întrebare de adresat sau încheiem ora? Ieși aici în față, cine are ceva de adresat. Hai, spune. Nu, pe rând. Prima oară să vină cel care a venit prima oară, adică băiatul acesta. Hai capa. Ce vom face mâine? Mâine, habar n-am. Ori probabil o să aveți o mică surpriză, nu știu cât de tare. Nu știu cât o să vă placă o surpriză aceasta, dar dacă nu o să vă placă foarte mult, fiți cuminți pentru nu vă îngrijorați, pentru că în următoarele dăți, să vă zic așa cum v-am spus și la început, o să mergem și la bazin, adică la un parc acvatic, să vă dați pe tobogane. O să mergem să jucați și fotbal. O să mergem să vă jucați cât mai multe lucruri, adică prima oară încă nu știu câte lucruri facem și așa, o să vedem mâine cum am eu programul, cum mi-au impus cei de la școală, dar probabil o să diversific eu și o să fie altfel. Pentru voi o să fac mult mai tare ca să fiți și voi mai bucuroși și mai cuminți. Cine mai are ceva de adresat? Îmi place să te văd pe lipsă. Mai are cineva ceva de spus? Spuneți repede. Repede, dacă mai are cineva ceva de spus, că ora se încheie. Gata, copii, fiți cuminți, dacă... Fiți atent, dacă vreți gemuri, fiți cuminți, că nu o să vă mai dau gemuri, dacă... Fiți cuminți, gata, puneți-vă la loc, vă rog, că nu mai avem timp, vă rog, și nu mai pot să mai vorbesc foarte mult. Capi... Mai ai o surpriză pentru toți? Mamă, eu credeam că mai ai ceva de adresat, dar ce surpriză mai ai? V-am mai adus mai multe prăjituri și pentru doamna profesor o surpriză. Da? Ia să vedem ce surpriză ai. Deschideți. Mamă, cadou, sincer, n-aș vrea să-l deschid acum, sincer, pare cam greu, dar o să-l deschid eu când ajung acasă. Deci, mai are cineva ceva de adresat? Îți mulțumesc foarte mult, Capi. Deci, dumneavoastră, de ce purtați ochelari? Păi, am niște probleme de vedere. Și sincer, ăștia chiar îmi plac așa, adică arată mai ca lumea. Bă, vorbește frumos, copile. Gata, vorbiți frumos, vă rog, că nu mai e foarte mult timp. Și uite, mai am o întrebare. Voi vă jucați Stumble Guys? Eu dacă mă joc Stumble Guys? Da. Să-mi zic sincer, mă joc, dar nu mă joc foarte mult. Vrei să facem o oră în care ne jucăm Stumble Guys? Da. Hai că am plecat acasă, copii, pa. Gata, copii, gata, haide. Bă, copile, stai, bă, fii cu minte, la moare până acasă, fine. Bă, copii, copii, cam atât a fost ora, cei care ați rămas aici, ăia sunt nebuni, deja, ăia sunt cei mai nebuni aici din clasă, nu știu, dar, v-a plăcut ora de astăzi? Da, ne-a plăcut! Bine, copii, la revedere, ne vedem data viitoare, pa, pa! Haideți să mă duc, a fost o oră, sincer, a fost cam intensă ora asta, a fost obositoare, sincer, să fiu, uitați copiii pe aici cum aleargă, dar, să fiu sincer, mi-a plăcut, adică în unele momente a fost super tare, dar trebuie să-i educ, am foarte mult de educat la ei, că sunt cam răi copiii aceștia, dar nu-i nimic, o să facem noi frumos cum o să fie și așa, dar, da, prima oră, prima zi de școală a fost, să zic, cu succes în mare parte, să zic, 75%, că am văzut că... sau mai împrietenic, am văzut, cred că le place așa de mine cât de cât așa să fiu profesorul lor, cred că chiar sunt bucurești, dar... Suntem foarte bucurești! Dar, da, pentru următorul videoclip din școala de toxici, că sunt sigur, zic așa din viitor eu, că o să vă placă acest tip de serie pe care o să-l facem cât mai mult de episoade din seria aceasta, puteți să-mi dați și voi acolo idei în comentarii ce putem să facem, ce vrei să vedeți în această serie la școala de toxici și da, deci dacă vrei să facem cât mai multe episoade, că eu chiar vreau să duc seria asta la un alt nivel, să o ducem cât mai sus, să fie cât mai tare. Nu uitați să vă abonați, să dați acolo like, să facem peste 100 de like-uri la acest videoclip. Și da, eu zic că o să vă placă și am mai multe surprize pentru voi în afară de această serie. Am mai multe serii pe care o să le începem mai târziu un pic. Că dacă am dat drumul la seria aceasta, eu zic că e mai bine să o continuăm pe asta cu câteva episoade, după să zic că poate mai încep alta și după să zic că mai dau și cu asta, tot așa, adică să le împreunăm. Dar la momentul actual vreau să facem cât mai multe episoade din
seria aceasta, după poate începem cu alta și după le combinăm, vedem noi cum facem, dar da, cam atât, sper că v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să dați un like, pa, pa!